Bună ziua, bine v-am găsit. Eu mă numesc Adrian Stoian, sunt trainer și consultant IT independent și în ultima vreme, în ultimii 5 ani, m-am specializat pe soluții de management de la Microsoft, în esență în familia System Center. Și dintre aceste produse, astăzi aș vrea să vă povestesc despre consola de management pentru infrastructuri de virtualizare, adică System Center Virtual Machine Manager, dar și despre alte câteva produse așa tangențial. În esență despre App Controller, care este un portal web cu ajutorul căruia putem oferi utilizatorilor acces de tip self-service, adică utilizatorul să se ducă singur, să-și creeze mașini virtuale, să le gestioneze totul prin intermediul unui browser. Și de asemenea despre Windows Azure Pack, care este tot un portal web, dar varianta pentru provider, cum ar veni. Deci App Controller fiind varianta pentru companii, în interiorul companiilor, iar Windows Azure Pack, care a fost lansat anul trecut, în vară, de Microsoft, fiind varianta pentru service providers. Deci asta ar fi subiectul prezentării. Agenda pe care vă propun este următoarea. Mai întâi o scurtă reamintire, dacă nu știm ce e la cloud computing. Chiar are cineva o definiție ce e la cloud computing? Cloud, vă rog. Computing în nori? De furnizor, da. Foarte bună definiția, o să repet pe scurt. Practic, pe noi ca utilizatori nu ne mai interesează cine sau cum arată infrastructura, cum este gestionată, asta este treaba furnizorului de servicii. Noi pur și simplu vrem să găzduim niște aplicații și servicii și date, dar undeva în cloud, în nor. Da? Cam asta am încercat să sumarizez ce a spus dumneavoastră. Foarte bună definiția. O să încerc și eu să explic, să zicem, câteva caracteristici. Pe urmă o să trecem la subiectul, de fapt, al prezentării. O să discutăm despre cum gestionăm hosturi cu ajutorul lui SCVMM, System Center Virtual Machine Manager, cum gestionăm rețelele virtuale și aici voi vorbi un pic despre Network Virtualization, care este un feature introdus din 2012 în Windows Server 2012 și, bineînțeles, dezvoltat în R2, cu ajutorul căruia putem virtualiza rețeaua. Și o să vedem de ce avem nevoie de așa ceva și la ce ne folosește. Pe urmă, vom discuta despre cum putem face managementul storage-ului din consola de System Center, adică fără să mai fie nevoie să apelăm la tool-urile de management al storage-ului, să putem vedea configurația storage-ului, să creăm lunuri, să le prezentăm către hosturi, deci să facem toată partea asta de gestiune și de alocare a volumelor de storage din consola de SCVMM și inclusiv cu posibilitatea de automatizare, pentru că dacă vrem să implementăm o infrastructură de private cloud, vrem ca userii să-și poată proviziona singuri mașini virtuale, inclusiv cu alocarea de storage. Pe urmă vom discuta despre cum putem automatiza crearea de mașini virtuale folosind template-uri. Iarăși foarte util, pentru că dacă vrem să oferim servicii de tip private cloud, nu o să îi lăsăm pe utilizator să-și instaleze ei Windows, să vină cu ISO file sau cu altă metodă să-și instaleze, să-și configureze. O să le dăm mașini virtuale gata configurate și astea se numesc template-uri. Deci, practic, să poată crea rapid o mașină virtuală pe bază de template-uri. Pe urmă vom discuta despre profiles, o altă capabilitate care ne permite să configurăm ceea ce se află în interiorul mașinii virtuale, pentru că pe lângă sistemul de operare poate vrem să configurăm automat roluri și feature-uri, poate vrem să punem SQL, poate vrem să punem și să configurăm IIS, aplicații web și alte componente și toate astea să fie provizionate automat, astfel încât
utilizatorul când se duce și vrea să facă deployment la așa ceva, de exemplu portal web s-ar putea numi o aplicație. El doar să aibă template-ul respectiv, să zică deploy și în spate să se instaleze mașinile virtuale, că pot fi mai multe, să se configureze serviciile, să se instaleze baze de date, să se configureze aplicațiile și așa mai departe și toate astea automat. Toate astea profilurile, vom discuta despre application profile, SQL profiles, descriu configurațiile care trebuie făcute în interiorul mașinilor virtuale. Și ele sunt folosite în service templates, respectiv niște template-uri care descriu configurația unui serviciu pe ansamblu. Deci nu mașină virtuală individuală, ci să zicem portal. Dacă luăm exemplu portal SharePoint, vrem să facem deployment la o întreagă fermă SharePoint odată, cu toate mașinile virtuale care o compun. Și în sfârșit vom discuta despre cele două portaluri de tip self-service, așa cum am povestit despre App Controller și Windows Azure Pack. Aici e un slide care încearcă să explice ce ar însemna cloud computing, cel puțin în accepțiunea Microsoft. Slide-ul am luat de la un domn de la Microsoft care se numește Yung Chu și el îl numește principiul 5-3-2 pentru private cloud. La mine este principiul 5-3-2 și jumătate. Am mai adăugat aici partea asta de hybrid cloud. În esență, despre ce este vorba? Faptul că dacă vrem să vorbim despre, când vorbim despre o infrastructură de private cloud, să-i spunem cu adevărat private cloud, trebuie să aibă aceste 5 atribute, aceste 3 nivele și aceste 2 categorii, 2 și jumătate la mine. Și hai să le luăm pe rând. Atribute. Până în ce diferă un private cloud de o infrastructură de virtualizare pur și simplu? Hyper-V, VMware sau orice ar fi. Prin faptul că are niște caracteristici suplimentare și asta ar fi pooled resources, adică resurse folosite în comun și toți utilizatorii care vor să folosească, să creeze acolo mașini virtuale și să ruleze aplicații, folosesc în comun resursele respective. Ei nu văd infrastructura, ei pur și simplu creează mașini și acestea rulează în comun pe aceeași infrastructură. Automatizare, adică pentru task-uri cum ar fi crearea de mașini virtuale, configurarea lor și așa mai departe, toate lucrurile astea trebuie să se întâmple automat. Deci nu trebuie ca utilizatorul să-și bată capul să facă configurarea mașinilor virtuale. Self-service, am povestit un pic mai devreme, avem acces la un tip de portal în care utilizatorul se poate duce singur să-și creeze ce are nevoie. Elasticitate, și asta e o chestie interesantă, pentru că utilizatorul nu vede infrastructura fizică din spate, servere, storage, networking, el are percepția de capacitate infinită. Adică el, dacă ar putea, ar putea face 1000, 1 milion de mașini virtuale. Bineînțeles, nu, la un moment dat o să atingă limita cloud-ului, să-i zicem, adică capacitatea fizică, număr de hosturi, storage și așa mai departe, dar cel puțin din cadrul portalului limitele astea nu se văd. Din perspectiva administratorului, noi am putea face overbooking, adică să promitem utilizatorilor mai multe resurse decât avem noi de fapt în data center, cam cum fac ăștia la avioane când vând mai multe locuri decât sunt în avion. Deci asta ne ajută pe noi să mai economisim costuri, adică noi promitem, nu știu, atâtea zeci de mașini virtuale, atâția giga sau tera de storage, pe care nu-i avem. Dar dacă vedem că deci crește utilizarea, ne ducem și mai cumpărăm. Deci, pentru că e treaba noastră ca administrator să avem grijă să avem resurse suficiente în cloud. Deci cam asta ar fi elasticitatea. Dacă nu mai ajunge capacitatea, mai mergem și mai cumpărăm resurse. Și metered usage, care e foarte important, mai ales dacă vrem să taxăm pentru utilizarea resurselor. E foarte important pentru providerii externi, deci service provider, care vor să ofere astfel de servicii de private cloud către companii sau utilizatori third party, dar și în cadrul companiei interne vrem să le spunem utilizatorilor din celelalte departamente cât au consumat, chiar dacă nu-i taxăm efectiv sau să facem un cross-charge intern sau ceva de genul ăsta. Și atunci trebuie să avem, pe de o parte, posibilitatea să măsurăm resursele alocate și asta era de la început, de la Hyper-V din 2008, adică să spunem ce capacitate
a fost alocată unui utilizator sau grup de utilizatori în termen de număr de procesoare virtuale, storage virtual și așa mai departe. Dar asta era alocarea inițială. Nu puteam măsura la momentul respectiv și cât sunt folosite efectiv pe hosturi, că s-ar putea ca el să-și fi creat mașina virtuală, dar să o fi ținut oprită și atunci nu puteam face deosebirea la acest lucru. Acum, în 2012, avem posibilitatea de a măsura efectiv resurse consumate pe hosturi, adică cât timp a rulat mașina virtuală pe host, care a fost încărcarea la procesor, la memorie, mai ales dacă folosim memorie dinamică, cât efectiv storage a consumat, cât trafic de networking a generat. Deci toate astea se pot măsura și se pot genera rapoarte în momentul de față. Bun. În continuare, cele trei nivele, probabil că ați auzit deja de infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Care e diferența dintre ele? Nivelul de să zicem, detaliere din interiorul mașinii virtuale, pentru că dacă la infrastructure as a service dăm o mașină cu sistemul de operare, la platform as a service mai punem și ceva middleware, adică SQL, IIS, și la software as a service avem toată stiva, inclusiv aplicațiile instalate în interior. Și de asemenea mai facem deosebirea între private cloud și public cloud cu opțiunea hibrid, care le combină pe amândouă. Care e deosebirea între private și public? Da, cloud-ul privat e la mine acasă, e în ograda mea. Deci, practic, e o infrastructură pe care eu o gestionez, am control asupra ei și așa mai departe. Public e undeva pe internet, de exemplu, Windows Azure de la Microsoft e un public cloud. Ce e la cloud hibrid? Un cloud care le combină pe amândouă, adică am și o infrastructură de virtualizare la mine în ogradă, dar când nu mai am capacitate, pot să mai cer și de la Microsoft și pot să și mut mașini virtuale de colo-colo ca să mai optimizez, să zicem, utilizarea. Mă rog, am insistat poate mai mult decât era nevoie pe slide-ul ăsta, dar am vrut să clarificăm acest lucru. Nu o să insist asupra noilor funcționalități din Virtual Machine Manager 2012R2, și din App Controller 2012R2. Aș spune doar atât, ele sunt, funcționalitățile noi sunt la paritate cu ce e nou în Hyper-V. Deci au fost adăugate noi funcționalități în Hyper-V 2012R2. Tudi va povesti despre multe dintre ele în prezentarea anterioară. SCVMM-ul, fiind consola de management pentru Hyper-V, trebuia să aibă paritate la aceste funcționalități. Și hai să trecem la subiectul efectiv al prezentării și anume cum gestionăm hosturi de virtualizare. Asta e arhitectura Hyper-V. Probabil că ați mai văzut slide-ul ăsta, că l-am luat și de la Microsoft. Este, explică faptul că hipervizorul rulează direct despre pe hardware și avem așa numită parent partition, care conține sistemul de operare care a fost inițial instalat pe server, Windows Server 2012R2, să zicem, în cazul nostru, și care devine, de fapt, prima mașină virtuală, dar e o mașină virtuală mai importantă decât alelalte, în sensul că, de exemplu, vede toată memoria. Da? Și tot aici sunt consolele de management și virtual service providers și tot ce avem nevoie ca să gestionăm partea de Hyper-V. Și după care facem alte mașini virtuale care pot conține diverse sisteme de operare. O parte dintre ele au integration services și pot comunica cu partiția părinte prin VMBus, care este comunicație în memorie. Și în felul ăsta ele sunt, cum să zic, conștiente că aware, conștiente că rulează pe o infrastructură de virtualizare și pot comunica cu parent partition. Și, de exemplu, dacă vor să afișeze ceva pe ecran, trimit prin VMBus către parent partition și de acolo la driverle instalate în partiția părinte pentru placa video. Dacă vor să transfere ceva pe în rețea, au două posibilități. Fie merg pe legacy network adapter și comunică direct prin hipervizor și la performanță scăzută, fie merg prin VMBus din nou la partiția părinte și aici folosind driverle de rețea ale plăcii de rețea care e instalată, comunică la performanță mare, inclusiv gigabit, 10 gigabit cu rețeaua. Deci mașinile virtuale care știu integration services beneficiază de avantaje față de cele care nu știu. Oricum, acum există integration services și pentru Linux, Unix, deci și aceste sisteme de operare pot beneficia de integration services.
Aș mai trage o concluzie la slide-ul ăsta. Faptul că avem această arhitectură cu parent partition și criticii arhitecturii Hyper-V spun că din cauza că avem parent partition se îngreunează de fapt, să zicem, performanța la celelalte, la celelalte mașini virtuale. Aici depinde că putem, de exemplu, să alegem varianta server core, care nu are interfața grafică și pe care o putem gestiona remote cu PowerShell, de exemplu, sau cu remoting, Windows remoting. Dar trebuie totuși să avem grijă de partiția părinte, că dacă asta nu funcționează, nici celelalte mașini virtuale care se bazează pe ea pentru anumite servicii nu o să mai funcționeze bine sau nu o să mai acceseze rețeaua sau alte lucruri de genul ăsta. Concluzia care trebuie să o tragem este că trebuie să monitorizăm partiția părinte și trebuie să avem grijă să nu atingă anumite limite, de exemplu de utilizare a memoriei, a discului și mai ales să rezervăm resurse. Și în noua versiune de Hyper-V, de la 2012 încoace, se pot rezerva resurse pentru a fi folosite de partiția părinte și care nu vor putea fi alocate sau folosite de mașinile virtuale. Nu o să insist pe slide-urile de comparații. Tudy, de asemenea, v-a arătat și îmbunătățirile. De exemplu, aici, în acest slide, sunt îmbunătățirile de la ediția anterioară, de la Windows Server 2008 R2 la Windows Server 2012 R2. Și vedeți că sunt de câteva ori. De exemplu, dacă versiunea anterioară putea suporta până la 64 de core-uri, în 2012 R2 putem avea până la 320 de core-uri pe host care să fie folosite de către Hyper-V. Mașinile virtuale înainte puteau avea numai 4 procesoare virtuale, acum pot avea 64 de procesoare virtuale și alea vor fi alocate pe 64 din cele 320 de core-uri fizice. Da? Și tot așa, deci nu o să insist prea mult pe acest slide, vă rog. Servere Moonshine la HP, da. Procesoare fizice, 256 de procesoare fizice. Aici e vorba de core-uri. De exemplu, am putea avea 80 de procesoare cu câte 4 core-uri. Sau, mă rog, combinație de procesoare cu câte 16 core-uri. Nu știu, deci aici sunt număr de core-uri, pentru că alocarea nu se face la socket, ci se face la core-uri care execută instrucțiuni, așa face hipervizorul. Asta e limita suportată de hipervizor oficial, deci cel puțin în momentul de față. Acum o întrebare care aș pune și fac aici o mică paranteză. Când ați gândit o infrastructură de virtualizare, ce ați prefera? Un mega server cu, eu știu, 320 de core-uri? De exemplu, HP mai are Superdome, tot așa, servere foarte mari. Și știu că în România sunt două firme care și-au cumpărat așa ceva. Sau multe servere mici, de exemplu Blade-uri cu 256 de mega de RAM și... Deci în Blade Center, de câte 16 servere. Ce ați preferat dumneavoastră? Multe și mici, nu știu. Sau unul mare în care să puneți totul și dacă ăla pică, pică tot. Nu, alea nu pică. Deci, aici părerile sunt împărțite. Nu pot să spun eu care e o soluție sau alta, în funcție de cerințe, în funcție de aplicații, cum spuneți. Evident că dacă vreți să beneficiați și de capabilități cum ar fi Live Migration, VM Replica și așa mai departe, parcă aș prefera mai multe și mici. Dar, iarăși, e o chestiune de cum facem designul arhitecturii de virtualizare. Da? Hyper-V deocamdată așa e pregătit să suporte, hai să zicem, un 95% din totalitatea serverelor. Da, vă rog. Da. Putem aloca, ca la alte servere, în mod evident, putem aloca unei singuri mașini de la valide, da? Da, acum se poate până la 1 tera. Deci totalul suportat pe o mașină, pe un host este de 4 tera, iar o mașină virtuală poate avea până la 1 tera alocat. Evident, ar trebui să fie... A, nu. Deci memoria trebuie să fie de pe un singur host. Asta e evident. Nu cred că nici la VMware se poate așa ceva.
Ideea este că procesorul execută instrucțiuni din memoria hostului de pe care se află. Da? Și atunci nu poți să ai o parte din memorie pe un alt host. Asta e parallel computing, adică high performance computing, e altceva. Deci, evident că nu poate executa instrucțiuni decât din memoria hostului de pe care se află. Oricum, acum putem avea până la 4 tera de RAM pe un host și o mașină virtuală poate avea 1 tera alocat. Evident, și sistemul de operare din interior trebuie să suporte acest lucru. La comparația cu VMware, nu insist, ați văzut slide-ul ăsta și în prezentarea lui Tudy, eu aș spune așa, părerea mea este că tehnologia e tehnologie, o folosești pe aia care o ai, da? Și ce hotărăște șeful că trebuie să cumpere. Dar, cel puțin din punctul de vedere al hipervizorului, în momentul ăsta Microsoft și VMware sunt cam umăr la umăr. Da? Că unii au niște facilități în plus sau poate ceilalți au niște facilități în plus, astea sunt discuții de detalii. În marea majoritate a cazurilor, probabil că nici nu o să folosim acele cazuri speciale. De exemplu, faptul că știe să suporte Hyper-V-uri, adaptoare RDMA de 56 de gigabit și așa mai departe, astea sunt deja vise pentru majoritatea administratorilor, dar suportul este acolo. Ce vreau eu să spun, că din punct de vedere al hipervizorului, deja devine transparent că folosești Hyper-V, VMware sau Xen, toate trei pot fi gestionate, de exemplu, cu System Center și eu în continuare aș vrea să încerc să vă conving că System Center, în particular Virtual Machine Manager, este o soluție de management bună. Deci lăsăm Hyper-V-ul deoparte și să vedem cum gestionăm Hyper-V-ul cu SCVMM. Nu o să insist de asemenea nici la noile funcționalități, pentru că și astea au mai fost discutate. SCVMM-ul suportă gestiunea și a serverilor Citrix Zen Server, începând de la versiunea 6.0. Pentru astea însă trebuie instalat un Microsoft System Center Integration Pack, adică un add-on, care să ofere API-urile de management necesare, astfel încât să se poată instala după aia pe serverele Xen agent de SCVMM care să facă gestiunea hosturilor. Și în felul ăsta le putem gestiona cu SCVMM-ul. La VMware e o altă problemă, pentru că VMware-ul nu face publice API-urile pentru managementul SCX-urilor mai nou. Și din cauza asta managementul nu se face direct, adică nu se poate instala un agent de SCVMM pe serverele SCX-i. Și atunci se face indirect prin vCenter, adică trebuie să aveți și consola de management care costă bani. Și întrebarea ar fi, de ce am mai avea încă o consolă de management dacă tot avem vCenter? N-am răspuns la întrebarea asta. Nu, e un alt motiv, dar este ca să putem migra de la VMware la SCVMM, la Hyper-V. Ca și task-uri pe care le putem face pe hosturile de Hyper-V, trebuie să instalăm agent, deci practic managementul hosturilor de Hyper-V se face cu un agent și să configurăm diverse setări. Și asta aș vrea să vă prezint acum pe scurt. Deci să vedem câteva dintre configurările care le putem face. Eu am așa, am un laptop care este hostul de Hyper-V și o mașină virtuală care este serverul de SCVMM și are și app controller. Aș putea spune că am un private cloud pe un laptop. Da, e evident, e un procesor, majoritatea procesorilor noi suportă acum hardware assisted virtualization, deci nu mai e problema asta. Vedeți aici că am un data center, de fapt două data centere, de la cel din Cluj n-am deocamdată niciun host. Și la data centerul de la București am laptopul și un cluster cu două noduri, care de fapt sunt niște mașini virtuale și care sunt oprite în momentul ăsta. Deci o să ne concentrăm pe acest host. Și pe el am instalat deja agentul. Agentul a colectat informații și le-a trimis către serverul de SCVMM și aici pot vedea o parte dintre aceste informații. Pot vedea aici statusul, vă rog. Poate
mașină virtuală să facem? O să fac imediat, că ajung și la faza respectivă. Deocamdată suntem de-abia în stadiu în care am instalat un host, am pus agentul pe el și vrem să vedem ce informații obținem de la el. După aia facem și mașini virtuale pe care să le plasăm pe hosturi. Și aici vedeți hardware-ul, configurația hostului, procesor, n-are cine știe ce resurse. Aici sunt volumele alocate, unele dintre ele sunt prezentate prin iSCSI, o să revin la chestia asta. Ce placă de rețea și așa mai departe, cum se face accesul, deci aici vedeți portul pe care se face conexiunea, căile în care sunt stocate mașinile virtuale. Aici putem vedea ce mașini virtuale sunt pe host și un sumar. Asta e o parte interesantă pentru că vă povesteam că trebuie să avem grijă că hostul nu trebuie să rămână fără resurse. Și atunci avem această capabilitate de a specifica rezerve pentru host. Adică orice ar fi, dacă cineva încearcă să pornească noi mașini virtuale, să rămână memorie disponibilă, spațiu pe disc disponibil pentru parent partition, că asta se poate funcționa bine în continuare. Și eu am pus aici niște rezerve, astfel încât niciodată să nu se atingă 100% utilizare pe hostul respectiv. Partea de storage, vedeți că am prezentat aici un iSCSI target, pe care o să vă arăt mai târziu cum l-am configurat. Și de asemenea partea de virtual switches, deci plăci de partea de rețele virtuale care sunt configurate pe hosturi. Unele sunt binded la placa fizică de rețea, altele sunt private sau interne. Aici inclusiv avem suport și pentru rețele wireless, nu că ne-ar trebui, dar de exemplu la demonstrație e bun ca să poți ieși pe internet. Setările de live migration. Dacă la versiunile anterioare eram limitați la un live migration simultan între o pereche de hosturi, acum putem avea mai multe. Putem face live migration și fără să avem storage partajat, deci fără să avem cluster, pentru că avem share nothing live migration. Și de asemenea putem face storage migration, adică să mutăm storage-ul, dar mașina virtuală să rămână în continuare să se execute pe hostul pe care era. Setări de placement și alte lucruri pe aici. Asta era pe hostul propriu-zis. Acum o să fac click aici la proprietățile pe data center și aș vrea să vă arăt câteva capabilități care sunt suplimentare pe un grup de hosturi. Deci înainte discutam hosturi individuale, aici discutăm pe un grup de hosturi și avem dynamic optimization și power optimization. Și asta la ce se referă? Să zicem că avem mai multe servere Blade, nu știu, facem un cluster cu 8 noduri sau cu 16 noduri și vrem să echilibrăm încărcarea în termen de mașini virtuale care rulează pe fiecare nod. Și mai ales pentru faptul că beneficiem de live migration, putem muta mașini virtuale live, adică în timp ce funcționează, de pe un nod pe altul. Și atunci putem configura aici dynamic optimization, și niște limite, niște threshold-uri de la care să se triggereze, să se inițieze live migration. Adică, de exemplu, și aici e pe dos puțin, adică dacă procesorul liber disponibil scade sub 30%, pe dos încărcarea procesorului este peste 70%, atunci ar putea trigăra un live migration. Sau dacă memoria liberă disponibilă scade sub 3 giga, sau dacă, mă rog, la celelalte nu sunt configurate, dar am putea pune limite și pe disk IO și pe network IO. Pe scurt, dacă un host... Asta e dincolo, o să povestești despre asta imediat. Deci, presupun în momentul ăsta că toate hosturile sunt pornite. Și atunci trigărează un live migration, astfel încât de pe hostul care e mai încărcat să mute una sau mai multe mașini virtuale pe celelalte hosturi și face și intelligent placement, astfel încât dacă după migrare hostul ălalt ar fi mai încărcat, nu face migrarea. Deci trebuie totuși să se facă o echilibrare a încărcării hosturilor și nu vrem să se plimbe mașina virtuală de pe un host pe altul, să facă așa ping-pong. Bun. Partea cealaltă de care povestea este power optimization.
Asta înseamnă că în perioade de utilizare scăzută, cum ar fi noaptea sau un weekend, când încărcarea pe hosturi scade sub anumite valori, de exemplu când încărcarea procesorului scade sub 40% sau când memoria utilizată scade sub 4 giga sau pot pune eu aici ce limite vreau, să consolidez mașinile virtuale. Adică în loc să le distribui în mod egal, să le consolidez pe cât mai puține hosturi și pe alte să le opresc. Cum se poate face oprirea? Cu interfețe de management gen ILO sau IPMI, DCMI, care să controleze hosturile, deci după ce s-au migrat mașinile virtuale, să le oprească astfel încât să economisim energie. Și pot spune, aici vedeți un schedule, respectiv în ce interval să se facă power optimization, adică în timpul nopții și în weekend, păcând în partea asta din mijloc, care e în timpul orelor de program, să nu se facă power optimization. Bineînțeles, ar trebui să le putem și porni după aia, deci trebuie să avem interfețe de management suportate. SCVM-ul, așa cum am spus, suportă interfețe IPMI, DCMI, care sunt suportate de majoritatea vendorilor, astfel încât să putem porni automat serverele, dacă este cazul. Cam asta vreau eu să vă povestesc despre managementul hosturilor. O să revenim în continuare, deocamdată să vedem ce mai avem noutăți în ceea ce privește partea de management din SCVMM. Următorul subiect pe care aș vrea să vi-l propun este managementul rețelelor virtuale. Păi ce avem de gestionat aici? Trebuie să conectăm mașinile virtuale la rețea. La care rețea? Că de obicei într-o companie sau într-o organizație mai mare avem mai multe rețele. Putem avea VLAN-uri, putem avea tot felul de subneturi, firewall-uri și așa mai departe. Și deja avem unele probleme, că trebuie să conectăm mașina virtuală la rețeaua care trebuie. O altă problemă care ar putea apărea este că atunci când mutăm o mașină virtuală de pe un host pe altul, trebuie să ne asigurăm că și pe hostul țintă avem aceleași acces la aceeași rețea pe care aveam și înainte. Deci rețelele sunt identic configurate pe toate hosturile dintr-un cluster, de exemplu. Adică dacă eu mut o mașină virtuală de pe un nod pe altul, să aibă acces în continuare la rețea și de pe nou host. Și în plus mai e și scenariul de service provider. Ce ne facem dacă, să zicem, suntem un service provider, oferim servicii de public cloud la firme third party, și tuturor acestor clienți trebuie să le dăm acces la mașinile lor virtuale, evident, să poată comunica cu ele. Și asta să fie într-un mod securizat, adică izolat, să nu poată un client să poată accesa prin rețea mașinile virtuale ale altor clienți. Deci să facem o izolare între rețelele respective, chiar dacă, de exemplu, ei vor să folosească aceleași adrese de IP. Că unul zice, eu am 192.168 în rețeaua internă și aș vrea să folosesc asta. Celălalt zice, păi și eu am tot 192.168. Cum facem? Schimbă-ți tu adresele. Pe partea asta o să vorbim despre noile concepte de networking virtualization și despre cum și-a propus Microsoft-ul să rezolve această problemă. Ceea ce vedeți aici erau conceptele de networking de la SCVMM până la versiunea 2012 RTM, care suporta Hyper-V 2008R2. Da? Deci, să zicem, dacă discutăm de Hyper-V, aici era vorba despre Hyper-V 2008R2. La acea versiune nu aveam networking virtualization. Deci, practic, acolo mașinile virtuale se conectau direct la rețeaua fizică, eventual puteam configura VLAN-uri, dar ele comunicau direct cu rețeaua fizică. Cum era de fapt acolo? Aveam mașinile virtuale, le conectam la o rețea logică, să zicem acel switch virtual care îl configurăm în Hyper-V. În 2008R2 nu se numeau switch-uri, se numeau virtual networks. Da? Acum se numesc switch-uri, adică au hotărât să adopte terminologia, aceeași terminologie cu VMware, ca să nu fie confuzie. Da? Deci acum se numesc tot virtual switch. Și virtual switch-ul, de fapt, era conectat direct la physical network, deci la o placă de rețea care era conectată într-un switch fizic, astfel încât
mașina virtuală putea comunica direct cu rețeaua fizică. Cel mult aici, pe un logical network, puteam configura VLAN ID. Adică puteam spune că mașinile astea virtuale sunt pe VLAN ID 10 și mașinile astea virtuale sunt pe VLAN ID 11, să zicem. Și atunci, dacă aveam switch-uri cu VLAN-uri, astea făceau separarea traficului. Asta era la 2008R2. Acum, mai nou, și astea erau conceptele despre care discutam acolo, mai nou s-au mai introdus două nivele suplimentare. Deci s-a mai introdus nivelul ăsta de VM Network și nivelul ăsta de Logical Switch. Cel de Logical Network era și înainte, deci ăsta era la fel ca înainte. Ce se întâmplă aici? Luăm cu tot așa din partea de sus. Logical Network-ul este în continuare conectat la Physical Network. Da? În schimb, mai avem un nivel suplimentar care se numește VM Network și pe care putem să-l folosim sau nu. Dacă îl folosim, de fapt, folosim networking virtualization, adică peste rețeaua fizică suportăm mai multe rețele pentru mașinile virtuale, care pot fi și izolate între ele și pot fi izolate și de rețeaua fizică. Deci asta ar fi noul concept de network virtualization. Pe aceeași infrastructură fizică de rețea găzduim mai multe VM networks. Și de unde a venit ideea? Păi dacă pe același host, de exemplu, putem rula mai multe mașini virtuale, de ce nu am putea face pe aceeași rețea fizică să avem mai multe rețele virtuale? Nu? Și o să vedem imediat în consolă cum configurăm acest lucru. Deci reținem ideea că putem avea mai multe VM network și că acestea sunt izolate între ele, adică mașinile astea virtuale nu pot vedea mașinile astea virtuale și pot fi izolate și de rețeaua fizică. O să vedem că pentru asta Microsoft folosește un protocol numit NVGRE. Este un protocol de încapsulare. Gândiți-vă TCP/IP în TCP/IP. Deci, practic, aici avem niște adrese de IP pentru mașinile virtuale. Când această mașină virtuală vrea să comunice cu o mașină virtuală care se află pe alt host, se încapsulează pachetul ăsta de TCP/IP de pe rețeaua VM Network într-un pachet de TCP/IP de pe rețeaua fizică, se plimbă între hosturi și pe celălalt host este decapsulat și ajunge la mașina virtuală care trebuie. Hostul Hyper-V are grijă să pună pachetul pe VM Network cu care trebuie. Mai avem conceptul de logical switch, care înseamnă în esență un template sau un șablon, dacă vreți, cu setări care să fie aplicate consistent pe hosturi. Pentru că dacă avem multe hosturi în data center, și aici vorbim de provider care au, să zicem, sute, mii de hosturi, ar fi util să avem configurație consistentă de rețea. În sensul de teaming, de exemplu, să putem configura plăcile de rețea într-un team. Windows Server de la versiunea 2012 suportă până la 16 plăci de rețea într-un team și se poate face direct teaming din sistemul de operare, deci nu mai trebuie să avem drivere third party care să suporte teaming și așa mai departe. Se poate face teaming direct din sistemul de operare, dacă Windows-ul vede placa de rețea, poate face teaming cu până la 16 plăci de rețea. Setări de quality of service, deci să putem pune limite de bandwidth, setări care să facă filtrare de trafic, de exemplu să putem face intrusion detection sau alte lucruri, toate astea pot fi puse aici și extins acest logical switch, vă povestea tu din mai devreme despre extensible virtual switch, faptul că conceptul ăsta de virtual switch poate fi extins și cu soluții third party, astfel încât să putem pune soluții de scanare, de antivirus sau mai știu de ce alte lucruri ne-ar mai interesa să facem cu privire la traficul care circulă de la mașinile virtuale către restul rețelei sau chiar între două mașini virtuale care se află pe același host sau pe hosturi diferite. Deci cam astea ar fi conceptele nou introduse la versiunea R2 și bineînțeles că există suportul pentru partea asta și pe Hyper-V, adică în Hyper-V în 2012 și 2012 R2 avem suportul pentru networking virtualization.
Eu o să vă propun să facem un exemplu, ca să înțelegem mai bine un pic partea asta de networking virtualization. O să simulăm doi clienți, tenants, în limbajul Microsoft, care fiecare are câte două mașini virtuale și pentru fiecare facem câte un VM network. O să zicem clientul albastru și clientul roșu, mă rog, roz. Și amândoi clienții folosesc același subnet de IP. Adică unul zice, eu vreau să folosesc 10.0.1.0/24 și celălalt zice, păi și eu, tot 10.0.1.0/24. Și să vedem dacă putem găzdui pe aceeași infrastructură de Hyper-V acești doi clienți și să-i facem să nu se vadă între ei. Pentru fiecare client vom face câte un VM network. Fiecare VM network poate avea unul sau mai multe site-uri, că poate vrem să-i modelăm subneturi clientului respectiv. Și tot aici putem pune și IP pool-uri, adică pool-uri de adrese de IP care să fie alocate automat la mașinile virtuale când sunt create. Pentru că vine clientul, își face o mașină virtuală și vrea să aloce automat adresa de IP. Atenție, asta nu e DHCP. Este pur și simplu alocare statică a adresei de IP. Când creez o mașină virtuală, este luată din IP pool, configurată static în interiorul mașinii virtuale, astfel încât mașina virtuală să poată comunica imediat cu restul rețelei virtuale. La conceptul de logical network, ăsta modelează infrastructura data center-ului. Ăsta exista și înainte, și la 2008R2. Deci dacă înainte rețelele VM network modelau infrastructura clientului, a beneficiarului, a tenantului, logical network-ul modelează infrastructura data center-ului, adică a providerului. Și aici, să zicem, eu am zis că am două locații, două data centere, una în București, una în Cluj și în fiecare locație am o anumită clasă de adrese de IP. Eu am folosit 192.168.100, mă rog, asta am decis eu că e suficient. Pentru fiecare locație pot configura tot așa site-uri sau subneturi și IP pool-uri. Păi de ce n-ar fi, de ce am mai avea nevoie de IP pool-uri și pentru data center? Un răspuns ar fi că putem configura automat hosturi, adică să facem provisioning de la zero, spune bare metal deployment, astfel încât venim cu un nou rack cu servere, blade-uri, le butăm din rețea cu PXE și să configurează automat sistemul de operare cu Hyper-V, să dea o adresă din pool și să instalează agentul de SCVMM și să configurează automat. Deci la asta ar putea folosi IP pool. Și în sfârșit, logical switch-ul, care am spus că e ca un template, un șablon, care se aplică la setările de rețea ale hosturilor, în ceea ce privește partea de conexiune cu plăcile de rețea fizice. Aici avem Applic Port Profile și aici putem configura, de exemplu, Teaming. Și conexiunea cu mașinile virtuale în sus, unde putem configura Quality of Service sau Filtering, de exemplu. Și avem, așa cum am spus, două tipuri de port profile. Unul este pentru uplink, adică pentru conexiunea cu placa de rețea, celălalt este pentru conexiunea cu plăcile cu mașinile virtuale. Și exemplul pe care vrem să-l configurăm în final este ăsta. Adică avem un data center cu două locații și doi clienți, fiecare cu rețeaua lui. Da? Deci virtuală. Hai să încercăm să vedem cum se poate configura acest exemplu în mediul de demo pe care îl avem. Vom vedea cum e configurat un logical network, un VM network și toate acele port profile și virtual switch. Deci, în infrastructura mea începem cu partea de networking. Primele patru existau și la versiunea anterioară. Următoarele patru au fost introduse în versiunea nouă de la 2012 R2. Și aici vedem așa. Avem logical networks. Aici avem rețeaua data center-ului și una dintre setările cele mai importante de care trebuie să avem grijă este această bifă. Deci când creăm rețeaua data center-ului, trebuie să spunem dacă vrem networking virtualization. Adică vrem
mașinile virtuale care le creăm să discute direct cu rețeaua data center-ului sau să fie izolate. Deci dacă punem bifa asta, sunt izolate. Și automat Hyper-V-ul va folosi Networking Virtualization cu NVGRE și va face izolarea. Deci asta e o bifă foarte importantă. Și aici am pus cele două locații. Unul este Data Center Network Cluj, celălalt e Data Center Network București cu subneturile respective. Deci asta ca să modelez cumva infrastructura de rețea a data center-ului meu. Pentru Data Center Network am configurat și un pool de adrese care să fie alocate hosturilor. Deci vă spuneam că hosturile pot fi provizionate cu bare metal și practic pot să le dau adrese de IP automat în momentul când fac această provizionare și cu toate setările necesare de gateway, de DNS și așa mai departe. Partea asta era și înainte, deci chestia asta se putea face și în versiunea anterioară. Ceea ce este nou, și o să mă mut acum la partea de VM Sense Services, este partea de VM Networks. Și aici putem face rețele virtuale. Și, de exemplu, dacă mă uit la acest Blue Tenant Network și ne uităm la proprietățile lui, vedem că el folosește adrese din subnetul 10.10.0.0.24/24 și deocamdată nu este conectat cu exteriorul. O să explic puțin mai târziu de ce. De asemenea, acest VM Network merge peste Logical Network, peste Data Center Network pe care l-ați văzut anterior, dar este izolată de această rețea. Avem aici și un Red Tenant Network. Să ne uităm și la acesta. Ăsta folosește, este tot peste Data Center Network, dar e izolat față de el și folosește tot 10.10.0.0/24. Deci, practic, ambii beneficiari, clienți, folosesc aceleași adrese de IP. Dar nu o să intre în conflict pentru că Hyper-V-ul o să izoleze traficul de la cele două rețele între ele, chiar dacă rulează pe același host. Adică putem avea mașini virtuale de la un client și de la alt client rulând pe același host, folosind aceleași adrese de IP, conectate la aceeași rețea fizică, dar totuși nu se văd între ele. Da? Deci cam asta ar fi ideea de VM Network. Și în sfârșit mai avem și partea de Logical Switch, dar înainte de asta o să discut Port Profiles. Și avem un Uplink Port Profile pe care îl vedeți aici și care pot să-i configurez, de exemplu, dacă se facă teaming și aici pot configura algoritmul de load balancing și teaming mode. Se poate configura inclusiv cu LACP dacă switch-urile externe permit lucrul ăsta. Deci aici depinde foarte mult de ce switch-uri folosim în rețea, switch-uri fizice. Da? Ideea care am putea începe, de exemplu, la început cu static teaming și după aia începem să testăm să vedem dacă merg și celelalte. Deci trebuie testat lucrul ăsta. Și pe urmă putem spune aici care hosturi vor fi configurate cu acest port profile. Respectiv, dacă venim cu port profile-ul ăsta care va fi pus într-un logical switch pe grupul de servere de la București, toate serverele de la București vor fi configurate identic din punctul de vedere al configurației de rețea. Adică dacă au câte două plăci de rețea vor face teaming, de asemenea la partea astălaltă de port de virtual port profiles putem să configurăm, de exemplu, bandwidth și vedeți aici, de exemplu, că la setările de bandwidth putem controla atât, să-i spunem, o valoare minimă cât și una maximă, dar putem face și bandwidth relativ, deci weight, cu pondere mai mare sau mai mică. De exemplu, pentru mașinile virtuale avem o pondere de 3% comparat cu alte tipuri de trafic. La care tipuri de trafic dăm mai mult prioritate? De exemplu, la live migration. Și vedeți aici că ăsta are un relativ bandwidth weight de 40. Da? Sau la iSCSI trafic, care are un relativ bandwidth weight tot de 40. Asta ce înseamnă? Că dacă prin aceleași plăci de rețea avem și trafic de
la mașinile virtuale și trafic de live migration și trafic de, eu știu, iSCSI, deci de acces la storage, pondere mai mare vor avea, sau prioritate mai mare vor avea iSCSI și live migration. Deci asta e semnificația acestui weight. Altfel putem pune și valori absolute, dacă ținem neapărat. Mai avem de asemenea setări de offload. Unele plăci de rețea suportă caracteristici de accelerare în hardware, să le zicem, prin care placa de rețea procesează unele lucruri în loc să proceseze procesorul hostului. Da? Avem de asemenea partea de direct memory access, să zicem, adică prin care placa de rețea, când primește un pachet, nu-l mai dă, să zicem, hipervizorului ca să hipervizorul să calculeze în ce zonă de memorie să află mașina virtuală care trebuie să primească acel pachet și după aia să transfere informația și așa mai departe. Placa de rețea ar putea pune direct în memoria alocată mașinii virtuale respective. Asta e foarte util la, să zicem, aplicații care generează volum mare de trafic, cum ar fi aplicații de streaming, media, în general din astea care generează un volum mare de trafic de rețea. Și să pot configura aceste caracteristici care pot fi oferite mai departe către mașinile virtuale care rulează pe hostul respectiv. Și în sfârșit, security settings. Aici sunt și setările de care vă povestea și Tudy mai devreme, cum ar fi, de exemplu, DHCP guard, router guard, ca să filtreze anumite tipuri de trafic, de exemplu, anunțurile de DHCP sau router advertisement, să nu permită transmiterea lor prin rețelele virtuale. Adică dacă un client zice, hai să fac eu pe DHCP serverul din mașina virtuală sau pe routerul și să zic că eu rutez tot internetul pe la mine, să nu poată să îi se filtreze traficul. De asemenea, pot face guest teaming, încă mă mai gândesc la ce ar putea fi folosit. Înseamnă că am o placă, o mașină virtuală care are două plăci de rețea virtuale și fac un team cu ele. Da, nu e fentă. Este că dacă am totuși și switch-uri diferite pe infrastructura fizică și fiecare host are câte două plăci de rețea și conectate la câte un switch diferit, am putea face, tot așa pentru redundanță, ca mașina virtuală să iasă pe două switch-uri fizice diferite. Deci se poate face și așa. Mai mult pentru că să poți să ai redundanță. Da, să ai redundanță la conexiunea de rețea, să nu rămâi niciodată fără placă de rețea. Da. Deci se pot configura lucrurile astea. Toate astea sunt incluse într-un logical switch. Deci până acum am discutat de profiluri și aici am un logical switch care, așa cum am spus, că este un soi de template care conține uplink port profile-ul. Eu am decis să nu fac teaming pentru că laptopul meu are numai o singură placă de rețea. Chiar dacă aș fi pus aici, ar fi ignorat pentru că nu poți face teaming decât dacă ai măcar două plăci. Virtual port profiles, respectiv îi spun ce tipuri de trafic pot trece prin această placă de rețea fizică sau team, dacă ar fi fost mai multe. Și pot să zic că aici permit trafic de tip high bandwidth de la mașinile virtuale, trafic de cluster, trafic de management de hosturi pentru consola de SCVMM, trafic de acces la iSCSI și de live migration. Și pot să mai adaug și alte port profile-uri dacă vreau. Ce este util să rețineți aici, pentru că înțeleg că am intrat destul de mult în detalii, este că puteți face o configurație consistentă a tuturor hosturilor, astfel încât atunci când faceți live migration la mașinile virtuale de pe un host pe altul, să aveți o configurație identică la placa de rețea cu aceleași limite de trafic, de filtering și așa mai departe. Pentru că e foarte important, mai ales în scenarii de hosting, când muți o mașină virtuală de pe un host pe altul, să aibă aceleași capabilități, da? Și aceleași limitări din punct de vedere al traficului sau al setărilor de securitate. Cam astea ar fi noutățile legate de partea de networking virtualization. Și cu networking virtualization putem implementa acum foarte ușor scenariul de hosting în care un service provider oferă mașini virtuale la clienți third party
și le simulează rețele virtuale, VM Networks, dar care nu se văd între ele. Deci fiecare client are propria lui rețea virtuală. Vă mai spuneam că în configurația mea, mașinile virtuale încă nu discută cu exteriorul. De ce? Pentru că mie îmi lipsește în configurație Network Virtualization Gateway. Da? Respectiv, acum două mașini virtuale care sunt, de exemplu, clientul Blue. Blue 1, mă rog, trebuie să le schimb numele aici, comunică cu mașina asta virtuală care aparține tot de Blue 1, dar e pe al doilea host. Cum comunică? TCP-IP-ul care e pus pe pachetul de TCP-IP care este pus de mașina virtuală de pe primul host este încapsulat în TCP-IP cu adresele folosite în data sender, circulă între hosturi, ajunge la celălalt host, e decapsulat și ajunge la, scuze aici, ajunge la Blue 1. Da? Dacă vreau să comunice și cu exteriorul, trebuie să avem fie o mașină virtuală sau un device fizic care să aibă rolul de Network Virtualization Gateway, adică să poată decapsula traficul și mai departe el către rețeaua clientului, a beneficiarului, să facă un tunel VPN, de exemplu, ca să-i permită accesul. Și astfel, clientul respectiv poate accesa mașinile virtuale care sunt găzduite la mine pe servere, într-un mod izolat, adică să nu vadă și celelalte rețele care mai sunt și clienți care sunt găzduiți acolo. Cam asta ar fi, să zicem, schema generală pe care ne propunem să o obținem. Iar Network Virtualization Gateway poate fi implementat ca mașină virtuală, există template acum, sau pot folosi un echipament cum ar fi Cisco Nexus 1000V sau alte tipuri de echipamentele de la diversi producători. Recunosc că mi s-a terminat timpul. Dar mai am de povestit, deci dacă mai aveți răbdare, eu vă mai povestesc așa vreun sfert de oră. Pe scurt, storage. Putem gestiona storage direct din consola DSCVMM. Pentru asta sunt implementate așa numitele SMIS providers, Storage Management Instrumentation, și anume niște provideri de tip PowerShell, cu ajutorul cărora ne putem conecta la diverse tipuri de storage și le putem gestiona. Putem, să zicem, inventaria structura de lunuri sau configurația storage-ului, putem crea lunuri, putem să le prezentăm către diverse hosturi. Deci putem face managementul storage-ului direct din consola DSCVMM. Eu o să vă exemplific cu SMIS providerul pentru iSCSI. Probabil că știți, deja din Windows Server 2012 avem iSCSI Target, că iSCSI Client aveam și mai înainte. Deci avem iSCSI Target implementat direct în Windows. Asta înseamnă că noi putem lua orice volum de storage care îl avem atașat la un host și putem să-l prezentăm pe iSCSI, deci către alte hosturi, deci peste TCP-IP, unde vrem noi, da? Cu condiția să avem conectivitate de TCP-IP. Și avem acest iSCSI target care are și provider de tip SMIS. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ne putem conecta direct la el și îl putem gestiona direct cu SCVMM. Și eu o să vă arăt în continuare cum să face acest lucru. De fapt, SCVMM-ul suportă două categorii de storage pe care le poate gestiona. Storage-ul tradițional, numit block storage, da? Pe care avem volume, pe care le formatăm cu NTFS și pe care le putem prezenta către hosturi. Și storage de tip file storage, respectiv file share-uri cu SMB3.0, care este noul protocol de file sharing din Windows Server 2012 și pe care de asemenea acum putem stoca mașini virtuale. Dacă vreți, este echivalentul NFS-ului de la VMware, deși e alt protocol, cu totul alt protocol. Dar funcționalitatea este cam, adică vor să obțină cam același gen de funcționalitate. Ce înseamnă acest lucru? Că dacă vrem să stocăm mașini virtuale, le putem pune fie pe un storage tradițional de tip block storage, adică care are volume, lunuri, pe care le formatăm cu NTFS și le prezentăm către hosturi, fie, și asta se bazează pe SMB3.0, le putem pune direct pe un file share bazat pe Windows Server 2012.
Da? Și putem face și chiar și o configurație redundantă, cum povestea Tudy, cu scale-out file server, adică să avem mai multe servere Windows Server 2012 în cluster, care în spate au ele un storage, dar care prezintă în față pe protocol SMB către diverse hosturi share-uri, file share-uri. Și trebuie să facem toate aceste operații. În primul rând trebuie să descoperim storage-ul, să vedem unde e, să-l clasificăm, să-l provizionăm, adică să-l prezentăm către hosturi, să alocăm după aia lunuri și așa mai departe. Sunt suportate foarte multe dintre storage-urile existente. Asta e o listă pe care am luat-o anul trecut, cred că între timp s-a mai modificat. Și vedeți aici storage-uri de la Dell, EMC, Fujitsu, HP, IBM, NetApp, Hitachi, Data Systems. Deci, practic, toate aceste storage-uri suportă provideri și pot fi gestionate, sau au provideri și pot fi gestionate direct din SCVMM, deci fără să mai apelăm la consolele lor de management. Și cu ajutorul lor se poate obține ceea ce o să vă arăt imediat în continuare, să gestionăm storage-ul direct din consolă. Și am ajuns la demo-ul de storage, în care o să vă arăt cum am configurat eu aici. Avem o secțiune de storage în care observați că avem un iSCSI target și care se află pe serverul DC1. Da? Dacă mergem pe acest server, o să ne uităm pe aici, numai pe scurt vă arăt, ca să mă credeți pe cuvânt că... scuze. Deci în Server Manager o să vă arăt cum este configurat iSCSI target-ul. Deci asta este, mă rog, e un domain controller. Nu e cea mai bună idee să pui storage-ul pe un domain controller, dar mă rog, eu am vrut să limitez numărul de mașini virtuale care le aveam în... configurație și observați că avem aici avem secțiunea de iSCSI în care sunt o serie de iSCSI Virtual Disk. Aici sunt mai multe, unele sunt conectate deja la servere, altele nu sunt conectate în funcție de cum am făcut eu tot felul de demonstrații, că asta a fost configurația mea de demo. Deci asta este iSCSI target-ul pe care vrem să-l gestionăm. El are deja SMIS provider-ul instalat și eu din consola de SCVMM m-am conectat la el și pot deja să creez Logical Unit, de exemplu. Și zic, pe iSCSI target-ul DC1, vreau să aloc, de exemplu, pun aici cu un underscore în față, demo Cluj 14 ianuarie, așa se numește, și are dimensiunea numai de 1 giga ca să-l facă repede. Toate astea se transformă de fapt într-un PowerShell care este rulat vis-a-vis de API-ul oferit de SCVMM. Deci puteți și automatiza crearea de lunuri și de prezentarea lor la hosturi și toate celelalte. Și o să creez un lun pe storage-ul respectiv. Și asta se poate face vis-a-vis de orice storage aveți dumneavoastră. Deocamdată încă mai lucrează, imediat o să actualizeze informația, deci deja este creat. Ca să vă arăt că nu v-am mințit, mă duc dincoace unde am storage-ul și facem un F5, un refresh și să vedem dacă îl mai găsim. Este aici jos. I-am mai pus un guid ca să-l poată identifica în mod unic, dar observați că a creat discul virtual corespunzător pe iSCSI target. Și așa veți putea lucra cu orice tip de storage doriți dumneavoastră și care este suportat, adică are provider. La ce ne ajută chestia asta? Nu să-i ocolim pe colegii de la storage, ci să putem proviziona automat resurse la crearea de mașini virtuale într-o configurație de tip cloud. Pentru că acolo vrem ca userul să ducă să-și creeze mașini virtuale. Pe el nu-l interesează pe ce storage e pus. Asta va fi selectat automat conform regulilor pe care le punem noi aici. Acum aș vrea să vă mai povestesc și despre Virtual Machine Templates, Profile și Service Templates. Foarte pe scurt, asta ne permite să automatizăm crearea mașinilor virtuale și configurarea lor, adică în mașina virtuală să putem pune tot felul de alte componente, middleware, aplicații. Un template de mașină virtuală conține așa, un hardware profile care spune câte procesoare virtuale, memorie virtuală, în general configurația mașinii virtuale trebuie să alocăm,
și ce sistem de operare punem înăuntru, așa numitul GuestOS Profile, care descrie configurația sistemului de operare din interior. Ce versiune, cum se numește serverul, dacă este logat, dacă este conectat în domeniu, dacă parola de administrator local, cheia și toate lucrurile astea. Astfel încât să automatizăm crearea de mașini virtuale, vom folosi de asemenea un VHD, adică un disc din acesta de mașină virtuală, care are deja sistemul de operare instalat, de exemplu Windows Server, și făcut cu SysPrep, adică să fie depersonalizat. Și în momentul când vreau să creez o mașină virtuală, ce o să se întâmple? O să creeze pe un host o mașină virtuală care are exact configurația descrisă de Hardware Profile, o să fac o copie la VHD și o să o atașeze la mașina aia virtuală și când pornește prima dată sistemul de operare, îi aplică setările din GuestOS Profile, adică îi dă nume, îl adaugă în domeniu, îl personalizează. Deci, și toate astea automat. Da? Deci asta este conceptul de VM Template. Da, corect, foarte bine, foarte bună observația. Deci asta ține de automatizarea suplimentară a Windows-ului. Puteți folosi în plus și auto-anatend XML, acum mai nou pentru sistemele de operare de la Vista în sus. Deci, practic, dacă vreți să faceți customizări suplimentare față de ce e în template, o să vă arăt imediat, să poate folosi acele fișiere de configurare auto-anatend XML și puteți face absolut ce configurare doriți acolo. Corect, da. Deci așa face și VMware, de fapt. Deci e același sistem. Bun. Și vedeți aici Hardware Profiles. Deci asta e configurația mașinii virtuale. Deci tot ce apare la proprietățile mașinii virtuale când ne uităm în Hyper-V, de exemplu. Și GuestOS Profiles, în care vedeți că putem să spunem ce versiune de Windows, parolă de administrator, cheie, time zone, plus roluri și feature-uri care să fie instalate automat. Și dacă tot nu ne ajunge, answer file-ul, deci care să customizeze suplimentar tot ce nu găsim în această interfață. De asemenea, putem instala aplicații și SQL înăuntru, automat. Cum facem asta? Cu SQL Profile și cu application profile. Deci peste template-ul de mașină virtuală care l-am discutat anterior, mai vedem cu niște nivele. Adică putem instala SQL automat și alte aplicații care ar putea fi pachete web deploy, deci din alea făcute cu web platform installer, AppV, pachete de aplicații virtualizate, Data Tier Applications, adică scripturi SQL care să customizeze instalarea de SQL existentă, de exemplu să creeze o bază de date, să o populeze, să pună proceduri stocate și alte minunății, și în general orice alte scripturi, VBScript, PowerShell, care le-am mai putea rula acolo. Deci un SQL Profile ne permite să instalăm SQL fie versiunea 2008, fie R2, fie 2012, automat, cu setările pe care le configurăm noi. Va trebui să-i dăm un kit de SQL făcut în modul administrativ, adică asta înseamnă că rulăm setup în modul administrativ și el doar copiază fișierele, dar nu face configurarea SQL-ului. Și după aia, când e vorba să instaleze într-o mașină virtuală, el pur și simplu copiază acea instalare și face personalizarea. Deci, în felul ăsta se automatizează instalarea SQL-ului. Pe urmă, Application Profile, unde, așa cum am spus, putem pune aplicații web făcute cu Web Platform Installer sau aplicații AppV sau Data Tier Application, deci pachete de scripturi SQL. Asta ar fi, de exemplu, interfața pentru configurarea de Data Tier Applications. Aici este pentru aplicații virtualizate. Aici este pentru web deploy, adică ce am putea face? Să facem o configurare de la A la Z a unei aplicații web, un site de web, de exemplu, sau un portal, cu tot ce înseamnă roluri din Windows, adică trebuie să-i punem IIS, de exemplu, SQL, alte componente, deci să populăm baza de date și deasupra aplicația web propriu-zisă, așa cum am exportat noi pachetul din Visual Studio. Și după aia am putea veni și să facem un service template. Ce e un service template?
E un template de serviciu care conține una sau mai multe mașini virtuale care vor fi făcute deployment împreună. Să presupunem că avem o aplicație, three-tier, adică cu trei nivele. O aplicație de tip portal, în care avem o bază de date și în care venim cu un sistem de operare și după aia punem, instalăm SQL și după aia creăm baze de date cu data tier application. Avem un middle tier în care am pus niște, tot așa, sistemul de operare și componente AppV. Și după aia avem un front-end care are tot așa un sistem de operare, niște scripturi și web deploy, ca să punem paginile de web necesare pentru aplicație. Tier-urile astea pot fi și scalate. Aici poate fi una sau mai multe mașini virtuale puse într-un network load balancing și se face configurarea automat. Și după ce am făcut toată configurarea asta, eu zic right-click deploy. Și îmi face deploy la tot portalul. De exemplu, dacă vrem să configurăm SharePoint, îmi instalează toată ferma de SharePoint cu front-end-uri, cu bază de date, pot să am bază de date în cluster, cluster de guest-uri. Și tot așa. Hai să vedem cum se poate face chestia asta în, în consolă. Respectiv, o să trecem la secțiunea de library, în care o să vă arăt pe scurt profilurile și am făcut deja hardware profile. Și observați că un hardware profile conține configurația hardware a mașinii virtuale, cum trebuie ea configurată când se creează o nouă mașină virtuală și putem avea mai multe hardware profiles. După aia avem GuestOS profile, în care am spus aici că pentru un web server standard ăsta trebuie să conțină un Windows Server 2012R2 standard, numit web, aici va fi incrementat automat și se va da 001-002, cu parolă, cu product key, cu roluri și la roluri trebuie să avem grijă să punem IIS-ul, că e web server, să-l punem în domeniu și îi face join la domeniu automat, deci toate setările necesare pentru a customiza instalarea de Windows. După aia venim cu un SQL profile, care să instaleze SQL-ul și aici o să vă arăt, de exemplu, că putem să-i dăm numele de instanță, putem să-i punem cheia, contul cu care să facem instalarea, după aia să-i spunem de unde să ia sursa pentru a instala SQL-ul, cine va fi administrator local, ce tip de autentificare, toate astea, toate configurațiile respective, inclusiv credențialele folosite pentru conturile de servicii, ca să fie o configurare completă. După aia mergem la Application Profile și aici vedeți, de exemplu, o aplicație de tip web care ar trebui să aibă, dar nu are, un web application, pentru că n-am avut unul la îndemână. Și aici trebuie să-i spuneți web application package-ul care l-a generat din Visual Studio, deci acelea făcute pentru web platform installer. Bun. Și toate astea sunt puse într-un service template care combină toate acele componente. Și o să vă arăt aici rezultatul final. Nu asta vreau să vă arăt. Open in Designer. Eu am luat elementele alea individuale, deci pe care le-am configurat anterior și am făcut designul unui serviciu, three-tier, care conține un nivel web cu sistem de operare și aici pot pune și aplicații, un nivel business logic și un nivel database. Toate sunt conectate la o rețea virtuală de tip VM network, adică izolată, și toate sunt componenta unui serviciu numit web portal. Și acest web portal pot să-i fac deploy în întregime. Când îi fac deploy, el va crea automat mașinile virtuale pe bază de template-uri, va configura componente, va pune SQL, va instala aplicațiile web în mașinile virtuale care trebuie. De exemplu, la web tier pot să-l și scalez și să zic că poate avea de la 1 până la 3 mașini virtuale în front-end. Și la deployment time pot să-i zic, vreau 1, 2 sau 3 mașini virtuale în front-end, depinde câte vreau la momentul respectiv. Deci pot să-l scalez în momentul în care fac deployment-ul. Bun. Și acum să vedem cum îl folosim. Deci astea au fost componentele individuale. Și ultimul subiect pe agenda, cum dăm acces utilizatorilor.
printr-un portal, am zis. Și să vedem cum arată acest portal. O variantă ar fi să folosim App Controller, care este, să zicem, portalul pentru companii, în interiorul unei companii, și care, în esență, este un server care are în spate o bază de date SQL, are o interfață web, evident că e portal, și cu Silverlight, și care se conectează la infrastructura noastră de SCVMM și poate să facă deployment automat de mașini virtuale și servicii pe hosturile de Hyper-V gestionate de SCVMM. În același timp, și o să vă arăt în consolă, ne putem conecta și la Windows Azure în cloud-ul public, dacă avem o subscripție de Windows Azure, și putem face deployment de mașini virtuale, tot pe bază de template-uri, în cloud-ul public. Da? Deci, practic, din aceeași interfață web putem decide, în calitate de utilizatori, unde vreau să fac mașina virtuală. La noi în data center sau în cloud-ul Microsoft, de exemplu Windows Azure. Nu, utilizatorul de portal nu are acces la subscripția de Azure, administratorul introduce cheia, deci de subscripție, subscription ID-ul și parola și ce trebuie, și utilizatorii folosesc chestia aia. Vă arăt imediat unde se introduce. Cam asta e interfața, dar vă arăt imediat în demonstrații. Care e problema cu App Controller? Este single tenant. Deci este destinat pentru utilizarea în interiorul unei singure companii. Da? Și de asemenea este destinat să fie integrat cu Active Directory. Deci practic poate fi folosit de o singură organizație. Deci e un portal, dacă vreți, intern, prin care utilizatorii interni pot să-și creeze mașini virtuale, fie pe private cloud-ul local, fie în public cloud-ul de la Microsoft. Deci ăsta este App Controller. A doua variantă, și care este multi-tenant, este Windows Azure PEC, și care a fost proiectat pentru service providers. Deci dacă eu sunt un furnizor de servicii și vreau să ofer mașini virtuale sau alte tipuri de servicii, inclusiv Windows Azure Web Services, către clienți externi, atunci varianta mai bună ar fi să instalez Windows Azure PEC, care conține de fapt un subset din funcționalitatea oferită de WindowsAzure.com. Da? În esență, va avea partea de websites, de virtual machine, de databases, virtual network și service bus. Atâta este deocamdată din ceea ce oferă Windows Azure. Și o să vi le arăt pe amândouă. Nu, deocamdată. Doar database în momentul ăsta. Deci nu direct storage, doar prin intermediul unei baze de date. Adică pot găzdui aplicații care au baze de date, dar nu storage direct. V-am spus că e un subset și imediat vi-l arăt. Deci asta ar fi și ultimul demo. În primul rând vă arăt App Controller. App Controller este portalul intern. Și observați că eu gestionez un private cloud, are un Virtual Machine Manager Server și 5 Virtual Machine Manager Clouds. Unde sunt alea 5? Le-am configurat eu aici la VMware Services. Sunt astea de aici, deci cloud-uri. Cloud-uri sunt pool-uri de resurse alocate la diversi clienți. Da? Și dacă fac click aici la proprietățile unui cloud, o să vedeți că avem capacity, resources aici. Nu, scuze. Capacity era, scuze, am zis bine. Pot să spun un anumit client câte procesoare virtuale, câtă memorie, cât storage, câte mașini virtuale poate să creeze. Eu le-am pus nelimitat aici, dar bineînțeles că pot limita în funcție de abonament, să zicem. Bun, acum, acest cloud, deci de pool de resurse, îl văd aici, în App Controller. Și dacă mă loghez cu userul care trebuie, pot să creez mașini virtuale și să le plasez pe acel cloud, adică să folosesc din pool-ul de resurse alocate și să creez mașini virtuale. Cum fac mașini virtuale? Merg în library și aici o să fie o serie de template-uri și o să vă arăt imediat template-urile disponibile. Asta e un mecanism bazat pe permisiuni, bineînțeles, cu roluri. Pot să dau permisiuni unui anumit grup de utilizatori din Active Directory la un anumit cloud, la anumite template-uri și în funcție de ce are acces fiecare, poate să vadă mai mult sau mai puțin. Ce este interesant este că utilizatorii nu văd infrastructura din spate. Deci ei nu văd servere, nu văd storage, nu văd networking. Ei văd cloud. Da? Deci un pool de resurse pe care ei știu că pot crea
mașini virtuale. Eu vă țin de vorbă ca să arate asta ceva. Deci, pentru că merge pe laptop, e un cloud mai leneș. Deci, nu mi-arată chiar imediat. Priority la CPU se poate seta în template. Deci în template-ul mașinii virtuale, la hardware profile, poți spune la CPU dacă o prioritate mai mare sau mai mică față de alte mașini virtuale care ar rula pe același host. Nu e o setare per cloud, e o setare per mașină virtuală. Deci, practic, pe template-ul... Da, și eu îi dau acces numai la template-ul care trebuie, adică zic acest utilizator poate folosi numai template-ul ăsta, care are prioritate mai mare sau mai mică. Bine, dacă, cum zice, el cade în altă categorie, la un moment dat nu mai plătește așa bine sau... Nu mai poți să-i schimbi, Da, alea care le-a instanțiat, pot să mă duc eu cu mâna să-i modific în spate. Haideți că a apărut aici, deci am, bineînțeles, și template-urile de mașini virtuale și pot să-i zic deploy direct la o mașină virtuală, dar pe mine mă interesează să-i fac deploy la întreg portalul, acel web portal. Și dacă îi zic aici deploy, o să-mi are o interfață așa frumoasă, o să zic ok, pe ce cloud vrei să faci deploy? Și o să-mi arată lista de cloud-uri la care eu am acces. Acum sunt logat cu administrator, deci am acces la toate. Blue Cloud este nelimitat, pare bun așa, deci un cloud foarte frumos. Și după ce am zis pe Blue Cloud, pot să văd configurația serviciului și pot să mai configurez unele chestii dacă mă las administratorul. Deci aici sunt anumite proprietăți ale mașinii virtuale care sunt expuse către utilizator și ar putea fi configurate. Depinde cum configurez eu un template. Altele sunt setate, deci nu le pot modifica. Deci asta e din template-ul de mașină virtuală, câtă memorie i-am dat. Cam puțin, dar mă rog. Deci asta e ce vede utilizatorul. Deci el nu vede resursele hardware, servere, storage și așa mai departe. El vede un cloud. Și de asemenea, el nu poate să instaleze de la zero, ci trebuie să folosească template-urile la care are acces, care îi le pun eu la dispoziție. Nu o să-i dau deploy pentru că nu merge. În esență, e un laptop și nu pot face deploy la încă trei mașini virtuale în momentul ăsta, că nu o să vrea. Adică pot să-i dau deploy, dar o să eșueze la un moment dat. În schimb, o să vă arăt infrastructura de... Deci aici mai vreau să vă arăt că putem să ne conectăm la un public cloud. Bineînțeles, trebuie să am o subscripție de Windows Azure și să o introduc aici. Eu asta o fac ca administrator. Utilizatorii nu văd chestia asta, deci după ce am configurat subscripția, ei poate să o folosească. Așa. Și mai vreau să vă arăt, și asta este ultimul demo, Windows Azure Pack. Deci asta seamănă cu windowsazure.com. Dar e instalat la mine pe laptop. Eu acum nu sunt conectat la internet. Vedeți că e chiar aici pe calculatorul meu. Și ăsta e un portal care e pus aici pe un port și care l-am conectat deja la SCVMM în spate. Și ce funcționalități avem? Websites, putem crea website-uri de tip Windows Azure, VM Clouds, și aici vedeți că e conectat deja la SCVMM și văd cloud-urile care au fost configurate dincolo, deci pool-urile alea de resurse. Service bus, aici n-am configurat nimic, deci că n-am știut. SQL, MySQL și cam atât. După aia mai avem aici user accounts și mi-am făcut 3 useri și pot face planuri de hosting, deci pentru diverse categorii de utilizatori și după aia vin userii și subscriu. De fapt, sunt două categorii de useri. Tenant administrators, adică acel administrator din partea beneficiarului care vine și configurează pool-ul de resurse care, deci face o subscripție, configurează pool-ul de resurse și după aia el mai departe dă permisiuni utilizatorilor individuali de la acel tenant care să vină să-și creeze mașini virtuale. Și asta se va face prin un alt portal, prin tenant admin. Și aici o să mă loghez cu acel user, Blue. Trebuie spus că această interfață a fost configurată să nu fie dependentă de Active Directory. Deci, practic, este gândită să funcționeze chiar și în workgroup. Deployment-ul
complet include minim 8 servere. Eu l-am configurat în varianta Express, care e numai pentru demo și care am pus totul pe aceeași mașină și de asta merge așa un pic mai greu. Dar altfel, pentru un deployment normal de Windows Azure Pack, ar fi recomandate vreo 8 mașini, care pot fi și virtuale, evident. Practic, sunt diverse portaluri, portalul pentru administratorul data center-ului, portalul pentru tenant, admin și, bineînțeles, și pentru utilizatori. Dar e gândit să fie scalabil, să pot oferi servicii la zeci de mii de clienți, să zicem, dacă vreau. Și asta e doar interfața din față. În spate voi avea infrastructuri cu SCVMM pe care voi găzdui resursele respective. Eu vreau doar să vă arăt așa foarte pe scurt cum arată interfața tenant adminului, adică administratorul din partea beneficiarului, care vine și subscrie pentru un plan, face o subscripție și primește niște resurse și resursele alea el poate după aia mai departe să le dea permisiuni unor utilizatori individuali. Vă rog, întrebare. Cât costă SCVMM-ul? Deci e așa, Hyper-V-ul să zicem că e gratis, că e inclus în sistemul de operare. În realitate costă pentru că trebuie să dai banii pe sistemul de operare. De fapt, ideea este că n-ar costa Hyper-V-ul în sine, că poți face și cu varianta gratuită, care are toate capabilitățile, inclusiv cu Live Migration și așa mai departe. Deci nu există diferențe din punctul ăsta de vedere, ci te costă licențele pentru mașinile virtuale care le rulezi pe infrastructura de Hyper-V și atunci e mai bine să folosești, de exemplu, Windows Server Data Center, care oferă număr nelimitat de mașini virtuale și sunt licențiate. Da? Sau să pui Linux în mașina virtuală și atunci nu mai costă nimic. Deci asta ar fi pe partea asta de hosturi. Pe partea de SCVMM, consola de SCVMM e licențiată pe număr de hosturi gestionate. Adică pentru fiecare... Consola nu costă, dar costă în funcție de câte hosturi gestionează. Deci cam așa e făcut, așa numitele management license. Da? Și asta iarăși sunt două variante, una e varianta standard, cealaltă e varianta data center și în funcție de asta costă mai mult sau mai puțin. Varianta data center include și alte produse din familia system center, adică partea de monitorizare, de data protection și așa mai departe. N-aș vrea să intru acum în detalii de licențiere, să pot face diverse calcule, important este ce vreți, că de la asta pornim, adică ce vreau să găzduiesc pe infrastructura aia de virtualizare, câte hosturi îmi trebuie și în funcție de asta îmi fac calculele. Și vedeți aici că putem crea din galerie, de exemplu, să încercăm să creăm un virtual machine. Asta este, practic, portalul pentru utilizatori. Nu am niciun template. Nu mi-am dat permisiunile care trebuie. Deci trebuie să mai fac niște configurări. Deci, practic, eu ca utilizator aș putea să-mi fac mașini virtuale și să am acces la anumite rețele virtuale. Portalul aici la mine nu e 100% configurat, că n-am avut timp să mă joc foarte mult cu el, dar am vrut să vă fac o idee despre cum arată și vedeți că seamănă foarte mult cu interfața de Windows Azure.com. Da? Deci acum aveți posibilitatea să vă puneți acest portal și să oferiți servicii similare cu cele de pe Windows Azure. Da, asta ar fi, indiferent dacă le vindeți la clienții dumneavoastră interni sau la cei externi. Cam asta a fost prezentarea. Sunt aici o serie de resurse, site-urile Microsoft au foarte multă documentație, există blogul echipei de Virtual Machine Manager și inclusiv documentația despre Azure Pack, dacă doriți să încercați să instalați acest lucru. Eu, cum ați văzut, eu mi-am pus totul pe un singur laptop pentru scenarii de demo, dar evident că dacă vreți să faceți o infrastructură serioasă, trebuie un pic de design, de planificare. Există și un curs, dacă doriți să aflați mai multe despre SCVMM, tocmai a fost lansat un curs de 5 zile, e proaspăt, din noiembrie, despre Hyper-V și System Center, versiunile 2012 R2, deci e pe ultima versiune. Eu am ținut cursul ăsta în decembrie la București și e chiar un curs interesant. Și cum vă spunea și Tudi, avem de gând să organizăm un seminar, probabil că o să fie de două zile,
Nu o să aibă hands-on, o să facem numai demonstrații și prezentări, dar o să discutăm mai în detaliu despre toate lucrurile pe care am încercat eu acum să vi le spun într-o oră jumate, că mi-am depășit cu mult timpul alocat. Deci sunt multe lucruri de povestit și dacă sunteți interesați, urmăriți blogurile și anunțurile de la IT Spark și CodeCamp și o să încercăm să-l organizăm undeva în perioada următoare. Cu asta eu vă mulțumesc foarte mult. O să închei prezentarea oficială aici și rămân în continuare pentru întrebări. Mulțumesc mult!